Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov vorbim un pic despre rețelele astea de socializare, cum ne influențează pe noi, copiii noștri și societatea în general. Doamna conferențiar, dr. Ana Maria Cazan, Facultatea de Psihologie, Universitatea Transilvania. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Ca la psiholog, sper că nu aveți emoții, nu? Nu. Da. Era o vorbă ce mai bine să râzi la psiholog decât să plângi la psihiatru, nu? Că e, bai, așa că facem o emisiune destinsă, râdem. Rețelele de socializare, rețelele astea sociale, de fapt, apărute de destul timp, nu? Până la urmă, își pun amprenta cumva asupra dezvoltării noastre personale. Și cred că trebuie să fim un pic atenți, nu? Într-adevăr, folosirea rețelelor de socializare tot mai frecventă, există chiar statistici și la nivel național și la nivel mondial, care arată că undeva peste 40-50% din populația globului folosește diverse rețele sociale, iar din utilizatorii de internet se pare că peste 80% dintre cei care folosesc internetul folosesc și cel puțin o rețea de socializare. Poate fi și o parte bună aici, adică există, sau mă rog, ar trebui să vedem și partea bună a lucrurilor. Ne mișcăm foarte mult pe mapamond, suntem plecați permanent, sunt unii care au renunțat să mai trăiască în România și se mută câte o țară îndepărtată. Poți să vorbești și la telefon, dar nu întotdeauna fusul orar se potrivește și atunci prefer să-i lași un mesaj pe rețea de socializare, îți răspunde, dacă se mai iscă și un dialog foarte bine, dar măcar ții legătura cu un om pe care cu siguranță un an, doi, trei, cinci nu-l mai vezi. Într-adevăr, unul dintre principalele beneficii ale rețelelor de socializare e chiar faptul că putem să comunicăm mult mai ușor în orice moment cu oricine de pe oricine din lume și, într-adevăr, comunicarea a devenit mult mai ușoară, mult mai facilă din punctul acesta de vedere. Aproape că nu mai există granițe, poți comunica cu absolut oricine. Aceasta ar fi partea pozitivă, putem să partea stabilim frumoasă. Partea frumoasă, da, folosirii internetului din perspectiva comunicării. Într-adevăr, putem să transmitem mai ușor informații, putem să ne mărim rețeaua de prieteni sau cunoștințe și în felul acesta să ne facem mai vizibili în funcție de scopul cu care folosim rețelele de socializare. Da, dincolo de toate, rețelele astea de socializare, spuneți bine dumneavoastră, dărâmă niște granițe existente, să zicem, le transformă în niște granițe virtuale. Putem să avem prieteni în orice colț al lumii, ne ducem în vacanță undeva, ne împrietenim cu cineva, devenim prieteni, cum se spune, pe Facebook sau pe o altă rețea de socializare, comunicăm în continuare, poate nu ne mai vedem niciodată în viața noastră, poate fi o întâmplare întâlnirea noastră, dar pe de altă parte, mie personal mi s-a mai întâmplat să mă prietenesc cu oameni în Grecia, de exemplu, care au venit în România și mi-au trimis mesaj. Uite, sunt chiar în orașul tău, la Brașov. Hai să bem o cafea sau hai să ne întâlnim la un suc sau ajută-mă, spune-mi ce aș putea să vizitez. Asta e partea frumoasă. Pe de altă parte, vedem că internetul este în continuare o mare capcană. Într-adevăr, folosirea excesivă a internetului poate să aibă și aspecte negative, să aibă consecințe negative. Din perspectiva comunicării, într-adevăr, așa cum a spus, comunicăm mult mai ușor. Asta nu înseamnă că suntem mai buni comunicatori decât eram în trecut. Chiar studiile arată că, deși suntem în era aceasta în care putem să comunicăm cu absolut oricine, totuși, în momentul în care suntem față în față cu o persoană, nu suntem neapărat mai buni în a comunica decât eram în trecut. Din potrivă, avem mai mult trac și mai dificil chiar. S-ar putea. Într-adevăr, există aspecte negative. Unele studii chiar spuneau că astăzi adolescenții tind să fie mai puțin empatici decât erau în trecut și leagă acest lucru de folosire excesivă a rețelelor de socializare. Da, uităm o expresie tot la adolescenți, ești mai puțin empatic și mult mai puțin simpatic. Și evident că are sens, chiar dacă poate fi un joc de cuvinte sau o glumă, dar are sens. Putem să vedem cu ochiul liber dacă ne propunem într-o seară să facem un studiu de caz, să mergem prin mai multe locuri din Brașov.
la o masă de patru persoane, putem avea surpriza să vedem chiar patru persoane care stau în același timp cu telefonul în mână, parcă ceilalți n-ar exista acolo. Sau, pe de altă parte, am observat că la anumite categorii sociale a apărut un soi de, hai să nu zicem ură neapărat, dar o dorință de respingere față de telefonul mobil, de conectarea asta permanentă, și atunci e ca un acord ăsta mutual. Am ajuns aici, ne-am așezat toți la masă, nu mai scoate nimeni telefonul. Adică sunt lucruri care se întâmplă, e o reacție normală, nu? Până la urmă mă gândesc. Da, este o reacție normală pentru că, într-adevăr, așa cum spuneți, e frecvent comportamentul acesta să fii într-un context social cu alte persoane și ceilalți înceapă să-și verifice telefonul. Poate fi o tendință de a evita, poate comunicarea cu ceilalți, poate fi o modalitate de a masca o anumită teamă, anxietate provocată de situația respectivă sau pur și simplu o obișnuință pe care și-au dezvoltat-o în timp. Într-adevăr, simpla prezența telefonului mobil se pare într-un context în care ai de rezolvat o sarcină sau de comunicat cu altcineva, se pare că duce la scăderea performanțelor în sarcina respectivă. Și pentru că ați adus în discuția asta, au fost realizate experimente în ultima vreme în care studenți sau participanți erau rugați să rezolve o sarcină având telefonul mobil pe masă sau foarte aproape de ei sau din contră într-o altă cameră, și s-a constatat că cei care aveau telefonul în altă cameră rezolvau mult mai bine sarcinile decât cei care îl aveau cu ei, chiar dacă nu puteau să-l folosească. De ce? Pentru că simpla prezența a lui cumva îi făcea să-și direcționeze resursele cognitive și cele legate de atenție și la alți factori. Deci poate fi o sursă de distress. Da. Sursă de distragere atenției, da. Primul rând. Lucrul ăsta se observă și cel mai elocvent exemplu, dacă îmi permiteți, este interzicerea folosirii telefonului mobil la volan. Cred că ăsta ar fi un prim pas extrem de important pe care cumva îl face întreaga societate, pentru că este într-adevăr o lege pe care, într-adevăr, în România nu respectă nimeni, ce să mai discutăm. Dar este lege, legea asta vine în urma unor normative europene, vine în urma unor concluzii la nivel mondial că telefonul este dușmanul numărul unu al șoferului și nu atât dușmanul șoferului, pentru că el va fi implicat în proporție de 75-80% într-un accident rutier dacă stă pe telefon, vorbește la telefon, tastează mesaje și așa mai departe, da, face orice altceva. Procesul normal de gândire este întrerupt în acel moment, omul se concentrează pe telefon, are impresia că este cel mai bun șofer din lume și că deja totul e reflex, și abia atunci când se întâmplă o nenorocire, lovești pe cineva pe trecerea de pietoni, ești, cum să zic, cel care provoacă un accident care duce la niște pierderi materiale pentru altcineva, da, să nu mai vorbim de pierderea vieții sau așa, abia atunci conștientizezi. Și totuși, în trafic, zi de zi, vezi oameni cu telefonul la ureche. Deși, în mod normal, este interzis de lege, așa cum este lege să ne punem centura și să nu vorbim la telefon, culmea e că nimeni nu folosește centura și toată lumea vorbește la telefon. Da, din păcate, un comportament tot mai frecvent și interzicerea folosirii telefonului mobil în timpul conducerii automobilului are la bază niște studii care, într-adevăr, au arătat că, în general, capacitatea noastră de concentrare a atenției scade foarte mult, indiferent chiar de conținutul conversației. În momentul în care te sună cineva, evident că dacă mesajul pe care îl transmite are o puternică, este un mesaj cu o încărcătură emoțională puternică, lucrul acesta s-ar putea să te facă să fii mai puțin atent, să-ți cadă capacitatea de concentrare, dar se pare că și o conversație obișnuită, care nu are neapărat o încărcătură emoțională, poate să aibă efectul acesta. Ajungem de la banal la o nenorocire, de fapt. Exact, pentru că deși se vorbește în societatea actuală de multitasking, se pare că nu suntem chiar atât de buni în a face asta. Chiar dacă a conduce este o deprindere și implică multe aspecte pe care le facem, multe comportamente de natură inconștientă, cu toate acestea nu reușim să facem mai multe lucruri în același timp la fel de bine. Și atunci a nu folosi telefonul mobil în timpul conducerii este o măsură bună care ar trebui respectată. Eu nu vreau să vă spun cât de mult țin eu cu legea și
fac lucrurile astea, dar într-adevăr am un car kit care preia partea asta de telefon. Cu toate astea, este imposibil să fii 100% prezent la volan în momentul în care vorbești la telefon. Chiar dacă telefonul este conectat la mașină, microfonul e și el undeva acolo, nu ții telefonul la ureche. Vorbești și sunt convins că și altora li s-a întâmplat, dar mi s-a întâmplat și mie, să vorbesc la telefon și să subconștientul să preia controlul asupra deplasării, de exemplu, și să mă trezesc la un moment dat că ar fi trebuit undeva să fac stânga sau că trebuia să mă întâlnesc cu cineva într-un loc, iar eu mă duc din reflex acasă sau la birou. Asta e o chestie care mie mi s-a întâmplat și cred că li s-a întâmplat multor persoane. Deci este clar că nici asta nu este o variantă. Nu știu, mă gândesc că dacă e un telefon foarte important, o chestie de genul ăsta, bun, preia-o și discut-o, dacă nu, eventual te pot scuza. Că te scuzi într-un minut, jumătate de minut, te scuzi și spui, de nu pot să vorbesc, sunt la volan. Că am mai auzit oameni care îmi spun lucrul ăsta, nu pot să vorbesc, sunt la volan, ne auzim în 10 minute. Bun, de înțeles, nu este nicio problemă. Nu cred că se dărâmă universul în 10 minute. Tocmai pentru că nu atât gestul de a ține telefonul în mână e cel care duce la scăderea capacității de concentrare, cât conținutul mesajului și faptul că trebuie să-ți aloci resursele atenționale la mai multe tipuri de activități. Și asta e foarte bună, trebuie să o învăț și eu pe asta cu resursele atenționale. Într-adevăr, nu avem destulă, computerul nostru nu are destulă resursă, destui giga, încât să ducă și o conversație telefonică și la parametrii normali și condusul autovehiculului, atenție, că să-l conduci, poate că te-ai obișnuit, dacă e și automatic, atât mai bine, ții de volan și accelerație frână. Dar dincolo de toate, există un milion de informații în spațiu din jurul nostru pe care le pierdem instant. Poate trece un prieten pe lângă noi, poate este mama pe trotuar și îți face cu mâna și tu treci cu mașina pe lângă ea pentru că tu vorbești la telefon, nici măcar nu observi. Dar mai grav poate să fie un pieton care se angajează în traversare, poate prin loc nepermis, poate dintr-o altă direcție și tu ai timp teoretic și legal, ai timp să treci, dar nu-l vezi, o mașină care iese, unul care dă cu spatele, orice, deci sunt un milion de chestii generic vorbind, care se pot întâmpla și tu nu ești acolo. Tocmai, să nu uităm de pietonii care traversează strada folosind telefonul mobil și uită uneori să verifice. Asta este iarăși o chestiune, pentru că nu doar șoferilor li se întâmplă. Acum eu am vorbit din punctul de vedere al șoferului, pentru că sunt mai mult în mașină decât pieton cu telefonul la ureche. Însă, într-adevăr, îi vedem, mai ales, nu știu, sunt anumite categorii și n-aș vrea să intru în amănunte. Persoane care nu cred eu că alocă destul de mult sau nu alocă destul din inteligența proprie, cât o fie ea acolo, atenție la ceea ce se întâmplă în jur. Și un telefon mobil îl aruncă pur și simplu pe trecerea de pieton pe roșu, trece un om absolut legal, normal cu mașina și îl face zob. El nu știe de ce s-a întâmplat, ăsta de la volan nu-și explică de ce s-a angajat la traversare, dar de fapt tot telefonul mobil este la ureche, poate să fie un caz special, vorbește la telefon pentru că s-a întâmplat ceva și nu mai acordă atenție. Ne întoarcem un pic la rețelele de socializare, care ne influențează din punct de vedere comportamental și putem să ajungem chiar în direcții nedorite. Într-adevăr, se vorbește foarte mult despre rolul rețelelor de socializare atât asupra individului, dar și asupra grupului și societății în general. Se vorbește chiar despre dependența de internet și dependența de rețelele de socializare, dependența de smartphone, care încă nu a fost considerat o tulburare în adevăratul sens al cuvântului, dar se pare că în anii următori va fi încadrat acolo. Dintre aspectele negative sau mai puțin plăcute ale folosirii rețelelor de socializare, se pare că cei care tind să folosească excesiv rețelele de socializare tind să resimt să aibă niveluri mai scăzute ale stimei de sine, ale stării de bine și satisfacției cu viața. A fost asociată inclusiv cu manifestările depresive, simptome depresive. Și la adolescenți mai mult decât atât, chiar cu distorsiuni ale imaginii corporale și ale percepției pe care o au asupra propriei persoane și asupra propriului corp. Da, din păcate, internetul, după părerea mea, este o mare groapă de gunoi în care dacă nu reușim să scotocim,
cu ghilimele de rigoare, așa cum trebuie, cu siguranță o să vedem tot felul de lucruri care ne vor afecta. Sunt tot fel de oameni care, folosindu-se de accesul ăsta liber, nelimitat la internet, postează tot felul de lucruri și arogă tot felul de joburi pe care de fapt nu le au și de pregătiri pe care nu le au, medici, psihologi, așa mai departe, vin cu tot felul de sfaturi, idei și răspunsuri la niște întrebări, de ajungi să te miri. Faza 1, te miri. Faza 2, poți chiar să intri în depresie citind ce scrie acolo. Pui o întrebare, nu știu, mă simt rău, mă doare capul. Și se găsește vreunul să-ți răspundă, a, ești pe moarte, te doare capul, înseamnă că ești pe moarte, nu mai ai nicio șansă. Care intri în depresie. Apare într-adevăr o astfel de modalitate de difuziune a unor informații care nu întotdeauna sunt reale. Poate fi un zvon pe care cineva îl postează la un moment dat și care este preluat în mod necritic de o multitudine de utilizatori și în felul acesta se răspândește. De ce? Pentru că de cele mai multe ori nu suntem obișnuiți să verificăm sursa, să vedem, bun, cineva a postat nu știu ce remediu despre cum să scap de o boală. Dar nu mai suntem... ales despre bolile grave vor. Despre tendința asta de a asculta pe oricine, clar. Da, pentru că a apărut tendința aceasta de a căuta mai degrabă pe internet și abia apoi să te duci la medic, când deja te duci cu un diagnostic pe care ți-l-ai fixat. Tu știi și, da, nu mai ai încredere în... Tocmai. Și se răspândesc astfel de informații spreluate necritic. Sunt oameni care apoi cred că sunt emise de surse care sunt competente și în felul acesta se ajunge la consecințe grave. Apoi, într-adevăr, există această tendință de a prelua anumite modele care se perpetuează în mediul virtual, mai ales în cazul adolescenților, pentru că până la urmă pe Facebook postăm fiecare aspecte pozitive despre noi. O să prezentăm poze în care arătăm foarte bine, pe care le modificăm ca să arătăm și mai bine decât atât, să obținem asta mai multe like-uri, fetelor, da, și mai sigur. Multe. Da, acum nu știu. Glumeam, era așa o distorsiune asta, da. Așa, deci prezentăm de obicei aspectele pozitive din viața noastră și atunci ceilalți utilizatori sau prietenii din listă tind să creadă că asta e adevărata viața persoanelor respective și începe să ne identificăm sau să ne comparăm cu persoana respectivă. Creăm un personaj, de fapt. Da, noi nu am fost în concediu unde a fost persoana respectivă, n-am vizitat atâtea locuri cât au vizitat toți cei care au postat pe Facebook, nu arăt atât de bine ca ei și apare un fenomen pe care în psihologie socială îl numim chiar comparație socială. Și atunci, comparându-ne cu modelele acestea care se perpetuează pe rețelele de sociale, evident că vom fi mai jos decât standardele acelea impuse și e normal să... Dar e dorința noastră de mai mult și de mai bine, da. Exact. Și atunci uităm că pe rețelele de socializare nu postează lumea într-adevăr viața reală sau aspectele care țin de viața reală, ci cum ar vrea să fie sau aspecte doar pozitive. Selectăm ceea ce este bun și frumos despre noi. Da, asta... Bun, până la urmă cred că e o tendință naturală și atunci când întâlnim o gașcă de prieteni, în general povestim lucrurile bune care ni se întâmplă, nu povestim, dar de acolo, mai sunt și cei care au curaj să povestească lucrurile rele, să ceară un sfat atunci când se întâmplă ceva, lucruri care într-adevăr pe rețelele de socializare se întâmplă mult mai rar, da. Atunci când ești cu prietenii tăi la masă sau pe bancă în parc sau la școală, pentru că sunt... E vorba și de adolescenți aici, mai ales despre ei. Da, ei evident au tendința asta de a crede absolut orice, de a-și forma niște tipare și uite, din păcate, trăim într-o țară modestă. Trăim într-o țară în care nivelul de trai este unul modest sau ar trebui să fie. Și ar trebui să ne asumăm că avem salarii printre cele mai mici din lume. Sau, mă rog, din lume, mă scuzați, din Europa, Europa asta în care trăim, civilizată, da? Că nu avem autostrăzi, că nu avem o groază de lucruri. În schimb, cheltuim sume imense pe mașini. Pe telefoane mobile. Pe telefoane mobile de ultimă generație, adică nu ne interesează, dar trebuie când te duci undeva, trebuie să-l scoți. Dacă n-ai scos telefonul pe masă, ai dat bani degeaba pe el. Dacă mașina nu poți să o parchezi în fața restaurantului sau terasei, se cheamă că ai dat bani degeaba pe mașina respectivă, pentru că nu se știe nimeni, poate nu te vede nimeni în trafic, să-și dea seama că ești tu și că ai mașina asta bengoasă. Și de aici false modele, de aici modelele unor mici infractori, le-aș spune eu, fără să greșesc,
care conduc niște mașini de 100.000 de euro în condițiile în care acum 25 de ani nu aveau nici bicicletă. Adică sunt lucruri care s-au întâmplat mult prea rapid în România și există niște modele pe care adolescenții în general le vizează și ar vrea să fie ca oamenii ăștia, clar, în detrimentul muncii, în detrimentul unei activități normale, în detrimentul învățatului. Păi pentru ce să învăț când oameni care apar la televizor în niște funcții extraordinar de importante și care ar putea fi un model pentru noi, nu leagă nici măcar o frază corectă în limba română. Nu reușește să îmbuce cuvintele alea, să iasă o frază normală și logică. Pentru ce să mai învăț când ăla sau aia, uite ce bine o duce și uite în ce funcție a ajuns, pentru ce să mă mai duc eu la școală și să învăț? Că de fapt eu vreau să fiu ca ăla, nu vreau să fiu ca un profesor universitar, de exemplu, care are un salariu, să zicem, nu foarte încurajator. Din păcate, modelele care se promovează nu sunt întotdeauna unele pozitive și de foarte multe ori sunt promovate astfel de personaje, cum a spus dumneavoastră, și mai puțin comportamentele care, într-adevăr, ar trebui evidențiate. Sau ce înțelegem noi prin comportamente normale. Da. Acum, pentru că ați adus în discuție faptul că avem mașini tot mai scumpe, telefoane mobile tot mai scumpe, se pare că suntem și printre țările din lume cu accesul la internet cel mai bun și cu viteza internetului cea mai... Cred că suntem pe locul 3 în lume, dacă nu mă înșel. Da. Da, da. Și atunci asta poate că cumva întărește comportamentul. Da, avem oameni, că și viteza asta sunt, cine nu știu, nu mă pricep extraordinar de bine, dar... Mă pricep cât de cât. Avem viteza asta la internet foarte bună pentru că avem niște rețele bune, pentru că există o concurență între providerii de internet. Fiecare vrea să ofere cât mai mult clienților lor la viteze cât mai mari, cât mai mulți giga și așa mai departe. Și atunci, pentru că într-o țară ca America, să zicem, Statele Unite ale Americii sau Canada, unde sunt unul, maxim doi, provider și așa mai departe, acolo, sigur, nefiind o concurență extraordinară, asta e viteza, cu asta circulăm, că și pe stradă e la fel. Dacă într-un oraș în Canada limita este de viteză este de 60 de kilometri pe oră, ei bine, toată lumea o să meargă cu viteza asta, adică nu îți faci probleme că trece unul, te depășește și nu ești atent și ai făcut un accident sau, dimpotrivă, ai trei mămâi în fața ta care abia apasă pedala de accelerație, este 60 limita, de ei merg cu 40-45, nici asta nu se întâmplă pe nicio extremă. Și eu cred că asta este o chestie normală. Și ce spuneți dumneavoastră cu modelele de la televizor, și noi suntem la televizor acum, dincolo de asta... Modelele promovate pe televiziunile naționale sunt într-adevăr o chestiune de discutat și probabil că aici CNA-ul care se ocupă cu tot fel de chestii și de tot fel de amenzi ar trebui să le mai dea și ăstora niște amenzi, să-i mai aducă cu picioarele pe pământ. Dar dincolo de toate, din păcate, eu mă refeream mai mult la funcții publice decât la ceea ce se promovează, pentru că este imposibil să nu promovezi un ministru care are o ieșire într-o conferință de presă sau un parlamentar care ține o cuvântare în Parlamentul României, de te sperii și zici, păi cum a ajuns ăla acolo? A ajuns foarte simplu, pentru că noi l-am votat. Să înseamnă că nici noi nu suntem mult mai buni decât el. Asta e, ce să mai cerem de la el, că noi nu suntem în stare să cerem de la noi. Și cădem, sau, mă rog, cum se spune, intrăm într-o soi de depresie... Stăm mai mult pe rețele de socializare, încercăm să stăm de vorbă doar cu academicieni și nu știu ce o să iasă din asta. Încercăm, nu întotdeauna stăm de vorbă doar cu academicieni. Până la urmă, folosirea rețelelor de socializare, așa cum am spus la început, poate să aibă și efecte pozitive, pentru că, într-adevăr, sunt momente în care simțim nevoia să vorbim cu cineva, te ascultă cineva la un moment dat, primești un feedback, ceea ce întărește cumva suportul social și credința că ai pe cineva pe care te poți sprijini sau care poate să-ți dea un sfat. Pe de altă parte, însă, folosirea excesivă ne face cumva să ne și izolăm, să căutăm mai puțin contactele sociale normale, da, și de ce nu acum în spatele unui ecran de calculator, laptop sau smartphone este mai ușor să ne retragem când ceva nu ne convine în interacțiunea cu ceilalți.
ne e mai ușor să levităm pe celălalt, să-l refuzăm în anumite contexte, pe când față în față e mult mai dificil să faci lucrul acesta. Da, pentru că suntem oameni. Tocmai, și comunicarea față în față presupune, pe lângă mesajul efectiv, gesturile, comunicarea non-verbală, căldura pe care cei doi implicați în comunicare o transmit unul altuia. Și atunci, din punct de vedere al comunicării online, într-adevăr e mai ușor să comunicăm, dar comunicarea se realizează la un nivel superficial față de viața. Da, e mult mai ușor să dăm papucii cuiva, nu? Da. Că asta e. Despre asta discutăm, e mai ușor exact. Să refuzăm pe cineva, o relație cu cineva, absolut orice, e mai ușor să refuzăm decât să te întâlnești cu omul la față în față și să vezi de fapt ce se întâmplă. E ușor, scrii un mesaj acolo, nu vorbim numai de Facebook și așa mai departe. Chiar și un mesaj, un SMS banal prin care încerci să te scuzi de ceva, trântești acolo o minciună, nu ești față în față. Poate fi și scuza că nu-ți mai merge internetul și atunci. Da, da, da. Am netul blocat și nu mai pot să fac nimic. Da, e foarte importantă comunicarea, pentru că suntem ființe sociale, suntem noi, mă rog, oamenii la modul generic vorbind. Sunt și unii care vor să stea în bârlogul lor ca ursul sau ca lupul și nu au de ce să socializeze prea mult. Dar astea sunt cazuri care au chiar și o, nu? Evident, și comunicarea față în față nu poate fi înlocuită cu totul de comunicarea online. Deși, după câte vedem, cam asta e tendința, din păcate. Iar tânăra generație, după părerea mea, ar trebui să fie educată și de către școală, dar mai ales de către familie, să facă diferența între ceea ce se întâmplă în mediul online, în mediul ăsta virtual, și ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Pentru că, nu știu, copiii, în general, până la adolescență, sunt victime sigure ale acestui sistem. Nu cred că o să reușim să găsim noi, oricum în emisiunea asta, nu o să reușim, putem să facem o serie de 20 de emisiuni care să discutăm contextual, dar se vorbește într-adevăr foarte mult despre cât de nociv sau dacă aspectele benefice pot să le întreacă pe cele nocive ale folosirii internetului, ale smartphone-ului și tot ce presupune tehnologia aceasta online. Sunt într-adevăr aspecte pozitive. Nu putem să negăm faptul că internetul ne ușurează munca din foarte multe puncte de vedere, că ne face accesibilă informație pe care altfel nu am putea să o accesăm, faptul că orice dorim să aflăm putem să găsim răspunsuri la absolut orice întrebare în timp scurt. Și să fim atenți, dar atâta vreme cât într-adevăr suntem educați în ideea aceasta de a fi critici cu informația pe care o preluăm, de a verifica sursele, de a vedea cât de credibile sunt sursele pe care le accesăm și având grijă într-adevăr să nu ajungem în extrema cealaltă în care să devenim cumva dependenți de tehnologie. Se vorbește chiar tot mai mult în ultimii ani în psihologie despre un concept, nu are neapărat o traducere în limba română, se numește fear of missing out, adică teama de a nu avea la îndemână telefonul mobil sau de a nu avea accesibil internetul și apare cumva o teamă că nu vei putea face față într-un anumit context, că nu poți să rezolvi o sarcină dacă nu ai la îndemână tehnologia. Sunt foarte interesante. Asta înseamnă, aici eu am și un răspuns pentru fear-ul ăsta, pentru teama asta, se numește natură. Luați-vă o zi, day off, cum zic ăștia, da? Luați-vă o zi liberă și fără telefon mobil, fără acces la nimic, mergeți și privați-vă prin pădure, pe cărări marcate, adică nu trebuie neapărat să... pentru că o să vă dați seama cât de ușor e și faceți exercițiul ăsta în fiecare săptămână, apoi poate reușiți câteva ore pe zi să vă debarasați de telefon la mobil, poate vă duceți la un film, poate vă duceți la o piesă de teatru și cu siguranță o să vă dați seama că voi puteți fi în control. Nu? Are într-adevăr un fundament științific această idee, pentru că studiile au arătat că dacă încerci să-ți limitezi folosirea, accesarea rețelelor de socializare chiar cu câte 10 minute pe zi, timp de o săptămână, lucrul acesta poate să te conducă spre o stare de bine mai ridicată și o încredere mai mare. Fără să-i făcut parte din acest test, eu cred că e o chestiune de bun simț.
indiferent de domeniu, că vorbim de telefoane mobile și internet, că vorbim de tot fel de vicii pe care le avem, fumat, băut, nu știu, orice poate fi rezolvat, ăsta e un viciu ca oricare altul și poate fi rezolvat. Mulțumim frumos doamnei conferențiar, dr. Ana Maria Cazan, pentru participarea la emisiune. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor și aveți grijă cu internetul ăsta.